Bună ziua sau bună dimineața din nou. Haideți să vă povestesc ceea ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută. Eram pe drum și la un moment dat pe banda a doua, în fața ta, de pe partea stângă, este un patron român investitor într-o anumită locație, într-un, hai să-i spunem, magazin. Bineînțeles, când a ieșit cu mașina de firmă sau personală, nu contează, cu 5 persoane în spate și cu portbagajul plin, cu bere și cu tot ce se poate cumpărat din acel angro, cu portbagajul aproape, hai să-i spunem, la 2 cm de asfalt, trebuia să-mi demonstreze mie că, domne, a lui mașină, Skoda Octavia Break, nu contează anul, cu motor de 1.9 TDI de la, cu motor de Volkswagen de la, trage pe banda a doua ca un camion man. La un moment dat începe la tine ceva de genul: hai mă, adu tot, că tu ai daci. Ce extraordinar. Se poate să respectăm codul rutier? Nu. Codul rutier la noi, în România, este: bine, domne, că am luat permisul, că nu o să mă iau nici în veci, știi? Și începe să spună: am motor 1.9 TDI de 90 de cai, trage rage ca un man, frate. Față de ăla de Dacia de berlină, merge și pe banda a doua, frate, doar o calcă, o pișc și se duce un pic, știi? Mai mergi, ce mai mergi? Trebuie chiar să-ți demonstreze el. Bă, ce nu înțelegi? Are și tablă cehească, galvanizată, nu din aia românească, știi? Și are și vreo 4 stele. Da, fundul care îl lași pe jos cu portbagajul, vere, iar sunt fițe de patron, buticar sau ce mai dorești. Deci pe banda a doua, supraîncărcat, să demonstreze că are tablă galvanizată și motor de pasat. Că, na, doar nu o să-ți dea Volkswagen-ul alt motor pe Skoda. Păi crede că spune Golf. Doamne, maiculița, domnule. Fii serios. Și după care începe să urle la tine: nu mă dau, domne, la o parte de pe banda a doua, pe prima bandă, pentru că așa doresc. Extraordinar. E liniște pe pământ. Dacia este proastă pe vecie, Skoda și Volkswagen-ul e mașină pe cinste. Dacă și ia și Audi, face ca ciocănitoare Audi. Nu? Deci, pe banda a doua, supraîncărcat. Merge cu 90, cu 5 persoane, cu bagajul plin și nu respectă și nici codul rutier. Că na. Așa spune. La nou cod rutier, dacă ai mașină puternică, stai pe banda a doua, frate. Că e încărcată, că e descărcată. Nu contează. Punct. Cam sec, dar adevărat.